odată ca niciodată când soarele apunea, se lăsa bezna peste toate. Cei mai tineri dintre noi nici nu-și pot imagina cum ar fi să nu aibă toată lumina pe care o avem astăzi și în casă, dar și afară, în oricare moment al zilei. Altădată însă, oamenii trăiau bine mersi și fără strălucirea becurilor. Ne întoarcem în timp peste 130 de ani, când un oraș din țara noastră devenea primul oraș din Europa cu străzi iluminate electric. Timișoara. Localitatea de pe Bega a oferit de-a lungul timpului o serie de premiere. A fost unul dintre primele orașe europene cu transport public, tramvaie trase de cai, care s-au transformat apoi în tramvaie electrice, trafic fluvial și a venit 12 noiembrie 1884, când capitala celui mai vestic județ a început să strălucească. Proiectul pentru iluminatul străzilor a început în 1882, când autoritățile locale din Timișoara au încheiat un contract cu o firmă anglo-austriacă de electricitate, Rush Electrical Company. Doi ani mai târziu, la lăsarea întunericului, pe străzile Timișoarei s-au aprins 731 de lămpi pe o distanță de 59 de kilometri. Aproape tot orașul era luminat de lămpile incandescente care aveau filament de cărbune. Presa vremii a văzut cu ochii buni investiția făcută de primărie. Străzile luminate făceau oamenii să se simtă mult mai în siguranță atunci când se plimbau la ore târzii. Lumina lămpii electrice este puternică și întrece de departe pe cea a flăcării cu gaz. Lumina este de tot blândă, aproape identică cu luciul lunei, nu numai că nu conturbă vederea ochiului, ci o și îndulcește oarecum, scriau ziariștii vremii în revista Luminătorul. De-a lungul timpului, Timișoara a fost alimentată cu energie electrică de diverse firme. Peste mai bine de un secol, după 1995, rețelele electrice au fost modernizate și sistemul informatic s-a dezvoltat. De la începutul anilor 2000, cele mai frumoase monumente ale Timișoarei sunt și ele iluminate. Tot orașul de pe Bega e luminat, iar oamenii se mândresc cu asta.